Meteorologii au emis pentru mâine cod galben de ploi puternice însoțite de descărcări electrice. La Briceni și Soroca vor fi 16 grade, iar la Bălți se așteaptă cu un grad mai mult. La Orhei sunt prognozate 18 grade, iar la Tiraspol și Leova vor fi 20. La Comrat și Cahul maxima va fi de 21 de grade. Mâine, în capitală, ziua vor fi 19 grade, iar noaptea 14. În următoarele zile, de asemenea, sunt anunțate ploi, iar temperatura va ajunge până la 24 de grade ziua. Noaptea sunt anunțate între 8 și 13 grade Celsius. Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Paris și Berlin vor fi 19 grade, iar la Londra și Roma 22. La Madrid sunt prognozate 26 de grade. La Praga sunt anunțate 15 grade, iar la Budapesta cu unul mai mult. La Viena se așteaptă 20 de grade, iar la Varșovia și Belgrad 18. La Kiev termometrele vor indica 22 de grade, la București 20, iar la Moscova 17. La Atena și Ankara cerul va fi senin și se vor înregistra 28, respectiv 31 de grade.